Bună, dragii mei, o nouă citire și o nouă săptămână. Să vedem care este mesajul îngerilor pentru această săptămână, 27 mai, 2 iunie, pentru că intrăm și în energia lunii iunie. O energie interesantă, dar care ne va ajuta să mergem mai departe, să evoluăm, să înțelegem lucrurile și mai ales ne va ajuta cumva să ne poziționăm, să găsim acea cale, acea poziția, acea liniere cu tot ceea ce este important în viața noastră. Și o să folosesc acest set de cărți, Moonology, Manifestation, Oracle Cards, and să vedem care este mesajul pentru această săptămână, săptămâna aceasta a inocenței, pentru că nu sărbătorim doar Ziua Internațională a Copilului pe data de 1, ci sărbătorim și copilul din noi și mai ales această energie a inocenței. Ia să vedem care este mesajul pentru această săptămână din aceste cărți. Da, interesant. În primul rând, trebuie să fim foarte atenți legat de deciziile pe care noi vrem să le luăm în această săptămână. Să gândim lucrurile, să nu ne aruncăm, să nu luăm decizii pripite, să nu, chiar aș spune să nu spunem da, să ne luăm timp de gândit, nu reacționați, nu spuneți da din prima și lăsați lucrurile, spuneți mă mai gândesc și o să revin eu cu un răspuns. Absolut tot ceea ce faceți, treceți prin acest filtru, da? Lăsați lucrurile, știi, mai dorme o noapte, mai stai un pic, mai gândește-te, cere semne clare pentru a ști exact ce ai de făcut. Să vedem care este provocarea acestei săptămâni, iar provocarea acestei săptămâni este să practici tot ceea ce înseamnă recunoștința. Să mulțumești și pentru lucrurile care nu iasă, pentru lucrurile care nu se întâmplă, să înțelegi că unele lucruri chiar nu trebuie să se întâmple, să nu forțezi nimic, pentru că dacă forțezi lucrurile nu ajungi unde trebuie. Deci nu... Lasă lucrurile să se așeze și practic această recunoștință pentru că te va ajuta pe mai departe. Și să vedem care este energia săptămânii, unde ne duce, da? Care este rezultatul și să vedem aici ce mesaj avem. Da, trebuie să lucrăm cu emoțiile noastre, cu ceea ce noi trăim și experimentăm. Pentru că o să iasă la suprafață tot felul de emoții, tot felul de stări, poate iasă tot felul de frustrări, că vrem să ne iasă lucrurile și nu ne-au ieșit. Poate, nu știu, ne entuziasmăm și suntem dezamăgiți. Deci să prelucrăm toate aceste emoții care iasă la suprafață, pentru că tot ceea ce se întâmplă, de fapt, se întâmplă spre binele nostru cel mai înalt. Bun, și acum din setul meu, pe care nu uitați, îl găsiți pe cadouri pozitive și aceasta este noua cutiuță. Să vedem care este arhanghelul care vine alături de noi în această săptămână. Iar arhanghelul care vine alături de noi în această săptămână este arhanghelul Jeremiel, care ne transmite că tot ceea ce se întâmplă este pentru a pregăti sau a ne pregăti de noi începuturi. Despre asta este vorba. Noi pentru asta suntem pregătiți, pentru aceste noi începuturi. Bun, și acum știți care este treaba, da? Alegeți adică bilețelele și scoateți un număr de la 1 la 5 sau folosiți sistemul random.org și o să iau un mesaj din aceste cărți. De la 1 la 5, da? Să vedeți care este numărul care vine spre voi și care este mesajul personalizat pentru voi pentru această săptămână interesantă, 27 mai, 2 iunie. Nu uitați, pe 30 mai ne vedem la București la o nouă seară de meditații live și pe 8-9 iunie la inițiere. Nu mai avem decât undeva în toamnă și nici aia nu este sigură, deci... Dacă vreți să veniți la inițiere, vă aștept acum în iunie. Bun, ia să vedem mesajul personalizat pentru voi.
din aceste cărți, Angel's Dream, pentru cei care aveți numărul 1, ce este important pentru voi în acest moment, da, este să eliminați tot ceea ce este amar, aveți pelinul, da? Voi trebuie să vă gândiți ce îmi lasă un gust amar în viață, de ce trebuie să mă detoxific, ce trebuie să fac în așa fel încât să nu mai am acel sentiment de amărăciune. Ce mă deranjează și îmi lasă acel gust amar? Eu trebuie să curăț, să eliberez, să dau drumul. Nici n-ar fi rău să faceți o cură de pelin, chiar, știi? Că în felul ăsta o să faceți acel detox și o să vă dați seama cât de mult contează să vă eliberați de toată această energie care nu vă face bine. Bun, ia să vedem pentru cei care aveți 2. Voi aveți această carte a comunicării, trebuie să lucrați pe această chakra a comunicării, chakra gâtului, și anume e foarte important pentru voi să spuneți adevărul, să credeți în adevărul vostru, să vă manifestați, să vă comunicați nevoile și să spuneți, băi, asta e important pentru mine, aș aprecia dacă înțelegi, aș aprecia dacă mă respecti sau îmi respecti dorințele. Pentru cei care aveți numărul 3, vine această carte interesantă care vă transmite că tot ceea ce experimentați în această viață, în acest moment, este oglinda voastră. Adică dacă atrag oameni nemulțumiți, există și mine o anumită nemulțumire și trebuie să văd care este asta. Dacă se întâmplă anumite lucruri negative, trebuie să văd de ce, într-un fel sau altul, le-am atras și ce vor să-mi transmită. Nu vă gândiți doar la lucruri mari sau importante, pot să fie și lucruri mici, dar care fac diferența și este bine să le vedeți. Să vedeți de ce poate ați întâlnit o persoană care v-a vorbit urât, de ce se manifestă anumite persoane într-un anumit fel în viața voastră, da? Și vedeți de ce se oglindește sau ce parte din voi se oglindește. Bun, să vedem 4. Voi puteți să aveți tot felul de conștientizări legate de ce vă doriți cu adevărat. Cei care aveți numărul 4 puteți să atrageți și tot felul de oportunități sau situații care să vă ajute și să înțelegeți că este momentul să mergeți mai departe, să treceți la nivelul următor. Cumva începeți să îndrăzniți mai mult să visați și să începeți să mergeți către ceea ce este important pentru voi. Începeți să aveți curajul să cereți, să ziceți, păi sunt pregătit, gata, vreau chestia asta. Și pentru cei care aveți 5, ia uitați-vă ce interesant este energia aceasta delfinului. Foarte fain, știm că delfinul are o vibrație foarte înaltă și o energie specială care ne conectează cu conștiința cosmică, care ne conectează cu tot ce este sacru și voi aveți nevoie să vă conectați cu sinele vostru superior. Aveți nevoie să învățați acele tehnici de respirație, să stați în energia asta, să vă conectați cu, cum am zis, cu sinele vostru superior, să primiți mesaje, să înțelegeți lucrurile, dar undeva dintr-o perspectivă mult, mult mai înaltă. Foarte interesant și acest mesaj pentru voi. Deci o săptămână minunată, o săptămână foarte, foarte interesantă și o energie pe care noi trebuie să o susținem după un mai sau încheiem un mai, să zic așa, cu multă energie care ne-a stors așa, dar a fost spre binele nostru cel mai înalt pentru că am făcut loc, da? Am eliberat mult în mai. O să vedeți ce frumoasă energia. Ce energie frumoasă vine în iunie, dar la fel vin și tot felul de provocări care să ne ajute pe noi să trecem la nivelul următor. Că despre asta este vorba, în această viață nu se termină niciodată, despre asta e vorba.
Eu vă mulțumesc tare, tare mult. Cum am zis, ne vedem la București. Eu o să fiu la București de săptămâna viitoare. Ne vedem pe 30 la seara de meditații și pe 8-9, bineînțeles, la o nouă inițiere în terapia cu înger. Vă mulțumesc tare mult. Scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem curând. Vă pup!